Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Orașul Făgăraș va primi consultanță gratuită pentru proiectele sale de dezvoltare din partea celui mai votat primar din Spania la ultimele alegeri. Edilul din Torrejón de Ardoz, oraș situat lângă Madrid, și-a luat acest angajament la întâlnirea pe care a avut-o zilele trecute în Spania cu primarul Sorin Mânduc, viceprimarul Cătălin Cârje și candidatul USL pentru Camera Deputaților Daniel Zanfir, cel care a organizat vizita în comunitatea madrilenă. Un spital la standarde de ultra-performanță, linii de transport public moderne, cărora li se vor adăuga în curând și linii de metrou. 12.000 de locuințe pentru tineri, un parc fabulos, pe locul în care nu cu mult timp în urmă erau tabere de romi. Astăzi este vizitat anual de 1 milion de turiști pentru că reunește simboluri din 17 țări europene, de la vestita poartă Brandenburg la și mai vestitele London Bridge sau Turnul Eiffel. Aceasta este scurta carte de vizită a orașului Torrejón de Ardoz, o urbe cu 120.000 de locuitori, aflată la 20 de kilometri de Madrid. În urmă cu 5 ani era un orășel cu puține perspective, date în general de vecinătatea cu Madridul și cu o bază NATO. Edilul Pedro Royan a demonstrat însă că lucrurile pot sta cu totul altfel, chiar înfruntând criza. În 2008 a fost ales la doar 60 de voturi distanță de principalul său contracandidat. Astăzi, la al doilea mandat, este cel mai votat primar din Spania. Cu fonduri europene și cu o companie de lucrări publice aparținând chiar municipalității, a transformat Torrejón de Ardoz nu doar ca înfățișare. A făcut ca în plină criză extrem de dură care a pus stăpânire pe Spania, șomajul în orașul său să scadă grație investițiilor făcute de primărie în infrastructură și politicilor de formare profesională și ocuparea forței de muncă. Acesta este motivul pentru care candidatul PNL la Camera Deputaților Daniel Zanfir i-a invitat pe primarul Sorin Mânduc și pe viceprimarul Cătălin Cârje să-l cunoască pe Pedro Royan și să viziteze Torrejón de Ardoz. Criza poate fi un motor foarte bun pentru economie, pentru că te obligă să găsești soluții, spune candidatul USL, care crede că modelul Torrejón poate fi la fel de bine aplicat și în Făgăraș. În Spania am văzut cu ochii noștri ce se poate realiza grație fondurilor europene și ceea ce putem aplica acum, imediat în Făgăraș. Acolo au dezvoltat un parc industrial unde, cu fonduri europene, au reabilitat tot ce înseamnă partea de infrastructură, au construit hale și au oferit micilor întreprinzători locuri în care să desfășoare activitatea. Asta vrem să facem și noi aici în Făgăraș. Este un proiect la care eu țin foarte mult, proiect pe care l-am promis făgărășenilor. De fapt, nu l-am promis, l-am luat ca pe un angajament. Proiectul parcului industrial de aici, din zona fostului combinat, este proiectul în care cred, este unica șansă în care să creăm locuri de muncă aici în Făgăraș. Pentru România și Spania, rețeta e comună. Fondurile europene, spune edilul Pedro Royan, pentru că și realitățile din cele două țări au fost extrem de asemănătoare. Lo cierto es que en España vivimos hace 25-30 años una situación muy similar a la que hoy se está viviendo en Rumanía. No solo como país, sino a nivel regional y a nivel de todos los municipios. Así que, por tanto, en estos momentos, sobre todo de crisis y con la extraordinaria dificultad de acceso al crédito, es más necesario que nunca contar con todos los recursos económicos procedentes de la Unión Europea y materializarlos principalmente en infraestructuras que posibiliten la implantación de importantes compañías que generen riqueza y que generen empleo. Ese es el gran reto de este siglo y ese es el gran reto que tenemos los gobernantes. La finalul întâlnirii, primarul din Torrejón a primit din partea invitaților săi o medalie cu cetatea Făgărașului. Pedro Royan a oferit, la schimb, macheta primăriei sale, dar, mult mai important, promisiunea că o delegație din Torrejón va veni la Făgăraș pentru a acorda asistență în atragerea de fonduri europene și în proiectele de dezvoltare a orașului.